Ce ați discutat cu liderii partidelor pe care ați invitat astăzi la întâlnire? Ne-am coordonat pe acțiunile parlamentare care urmează până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Am discutat de proiectele pe care urmează să ne angajăm răspunderea guvernului și de asemenea am stabilit, să spun, un calendar de discuții privitor la negocierile pe forma finală a proiectelor. Le-ați cerut opinia și despre asumarea răspunderii pentru proiectul de buget? Am discutat subiectul ăsta. Și ce părere au avut? Urmează să continue discuțiile. Înțelegem că unele grupuri proiecte pe care astăzi Senatul a dat undă verde, vorbim despre pensionarea anticipată a magistraților și completurile de 3 judecători. Ce faceți cu aceste legi? Vor mai face parte din acest pachet legislativ? Asta e, deci, în cadrul unei ordonanțe de urgență care a fost dată de domnul Tudorel Toader când s-a întors de la Comisia de la Veneția, în cursul dezbaterii și aprobării legii de aprobare a ordonanței, s-au introdus aceste amendamente care prorogă termenul. Noi am convocat ședință de guvern mâine la ora 10, când expiră termenul în care parlamentarii pot să depună amendamente la cele trei proiecte de lege. Evident, vom lua act de acest vot la Senat și vom decide în consecință. Ce înseamnă dar consecința? Așteptăm să vedem și amendamente, nu vă pot da răspunsul la întrebare, până nu ne parvin amendamentele care sunt depuse de parlamentari. Întrebam dacă de principiu renunțați la cele două. E posibil, de exemplu, să nu mai includem în proiectul care vizează legile justiției decât acea prorogare de termen care vizează creșterea vechimii de la 2 ani la 4 ani de zile. Ministru. E posibil, în schimb, să primim alte amendamente care pot să ducă la abrogare. Și atunci vom discuta. Sau prorogarea termenului pe o perioadă mai lungă. Nu pot să anticipez eu acum care vor fi amendamentele formulate de parlamentari. Ce faceți dacă vine un amendament legat de desființarea secției speciale? Nu face obiectul acestei angajări de răspundere. Referitor la asumarea răspunderii pentru proiectul de buget pe anul 2020, în discuția pe care ați avut-o cu liderii grupurilor parlamentare, au fost opinii împotriva unei astfel de variante? Foarte mult acest subiect. Când vom lua o decizie, o vom anunța public. Recunosc că evaluăm și posibilitatea în cazul în care timingul și modul în care se derulează dezbaterile parlamentare, în cazul în care există un risc major să nu fie adoptat bugetul până la data de 31 decembrie, există și această posibilitate. Dacă vom lua o decizie, o vom face publică. Astăzi a fost la fel de aceste discuții puțin timp, ce-i drept, și domnul Ponta, ne puteți spune cum rămâne cu problema alegerii primarilor în două tururi? Înțeleg că el a venit mai cu condiții decât... Nu a fost condiții. Domnul Ponta a spus că sprijină atât modificarea legii care vizează alegerea primarilor, și anume susține alegerea primarilor cu 50% plus unul dintre votanți, adică în două tururi, și de asemenea susține și proiectul de lege de alegerea președinților de consilii județene de către consilierii județeni, mai precis abrogarea ordonanței 40. Și sprijină și proiectul de buget pe care ne-ați venit? Sigur, și aici a fost abordată, încă nu am ajuns la o concluzie fermă, dar urmează să continuăm discuția. Sunt singurii, în momentul de față, ce pro-românie, sunt singurii care nu au specificat clar dacă vor susține sau nu acest proiect de buget. Știm clar că PSD nu, dar dacă dânsi ar veni de partea voastră, atunci ați avea o majoritate confortabilă tocmai și pentru dezbaterea acestui proiect, nu doar angajarea. Urmează să vedem poziționările fiecarei formațiuni. Obiectivul nostru este să ajungem la o formă a bugetului, astfel încât să putem să purtăm discuții, în primul rând, cu partenerii noștri, alături de care am reușit să asigurăm succesul moțiunii de cenzură și care au contribuit decisiv la investirea guvernului pe care îl conduc, dar vom discuta și cu
alți parlamentari pentru a încerca să obține sprijin pentru proiectul de buget. Dincolo de aceste... Cum ne vom avea o primă lectură în guvern de proiectul de buget? E posibil să convoc ședință de guvern vineri. În cazul în care voi convoca ședința de guvern vineri, vom avea cel mai probabil prima lectură a bugetului în guvern. Dincolo de acest... Evident, proiectul de buget trebuie dezbătut și cu partenerii sociali. De asemenea, am discutat și de angajarea răspunderii pe modificarea, abrogarea cele mai mari părți din Ordonanța 114 și aici o să avem o discuție cu specialiștii fiecarei formațiuni politice pentru a ajunge la o formă pe care s-o putem prezenta Parlamentului. Asta urma să întreb, dincolo de pachetul pe justiție și ce ați anunțat cu plafoanele, că vă asumați răspunderea mâine, dincolo de posibilitatea că să vă asumați răspunderea și pe buget, acum Ordonanța 114, ce alte legi, proiecte de lege ar urma să intre în sub aceeași umbrelă de angajare răspunderii. Astea sunt. Deci, pe lângă, în afară de 114 care ar urma să fie... Păi cum în afară? Sunt proiecte de lege foarte importante. Legea plafoanelor. Mai sunt și altele? Legea, deocamdată nu. Dar când... Haideți să vă spun, eu prefer angajarea răspunderii emiterii de ordonanțe de urgență. Angajarea răspunderii este net superioară din punct de vedere al standardelor democratice. De ce? Pentru că permite, pe de o parte, ca parlamentarii, grupurile parlamentare, formațiunile politice să depună amendamente. Noi suntem deschiși să adoptăm amendamente benefice la proiectele de lege pe care le înaintăm. De asemenea, există posibilitatea declanșării controlului constituțional realabil, posibilitate care nu există în cazul ordonanțelor de urgență. De asemenea, dacă există un partid politic care nu-i convine proiectul de act normativ, are posibilitatea să determine respingerea proiectului de act normativ prin depunerea unei moțiuni de cenzură, iar în cazul în care moțiunea de cenzură trece, proiectul de act normativ este respins. Evident că sunt și guvernul. Poate fi privind acemarilor în două tururi de scrutin. Rămâne aceeași variantă de asumare a răspunderii? Am discutat acest subiect. Eu vă spun că am constatat că există o majoritate în Camera Deputaților pentru susținerea acestui proiect. Totul este să ne mobilizăm și să reușim să introducem pe ordinea de zi a plenului, pentru că dacă suntem mobilizați, deținem voturile necesare pentru a putea asigura reușita acestui proiect. Susținem acest proiect și cei de la UDMR? Nu, nu. La Camera? Nu, la Senat. Păi de Senat a trecut. La ora actuală există trei proiecte de lege care se află în dezbatere. Un proiect de lege al Partidului Național Liberal, un proiect de lege al USR și un proiect de lege al PMP. Și la pensiile speciale, pentru că acolo nu a fost o majoritate ieri la comisie. Evident că am abordat și acest subiect. Încă nu există o abordare comună care să ne permită fructificarea majorității existente. Vom continua discuțiile pe această temă. Aș prefera să nu discut. Am angajat... Am deschis și acest subiect și cred că prin discuții foarte serioase putem să ajungem la o formulă care să fie susținută de toate formațiunile care sprijină guvernul. Referitor la măsurile care au fost incluse, menționate în legea plafoanelor, în expunerea de motive, cum luați în calcul să adoptați, spre exemplu, interzicerea cumulului pensie salariul la stat? Prin proiectul de lege a bugetului de stat. Deci excludeți ordonanță de urgență? Aș prefera să nu dau ordonanță de urgență. Asta este... Am căutat să evit, de exemplu, am dat ordonanța de urgență cu rezidenții, pentru că știți foarte clar că a existat acea problemă în care concursul a fost blocat foarte mult timp. Noi ne-am angajat că vom găsi o soluție astfel încât și cei care reușesc, în plus față de locurile stabilite inițial, și cei care reușesc la examen să aibă posibilitatea să facă rezidențiatul, și ați văzut că am liberalizat practic realizarea rezidențiatului din spitalele care inițial erau pendinte de universități de medicină, farmacie și către alte spitale. Spitale care sunt în subordinea administrațiilor locale, spitale medico-militare, spitale private, că sunt și spitale private care pot să ofere condiții și, în mod clar, prin sistemul de repartiție,
toți rezidenții o să aibă opțiuni suplimentare în stabilirea spitalului în care vor face rezidenția. Cum vedeți amânarea pensiilor, clarificării pensiilor speciale în Comisia de Muncă? Știți că ieri a fost un întreg scandal acolo, dar președintele Comisiei a cerut o punct de vedere la Ministerul Muncii și a ales să amâne discuția pentru luna februarie. Evident că le este teamă de acest subiect, dar poate până la urmă amânarea discuției va permite conturarea unei poziții unitare la nivelul majorității parlamentare care sprijină acest guvern, astfel încât să putem să construim o majoritate pentru soluția care, clar, din punctul nostru de vedere, este soluția care să asigure calcularea pensiilor pe baza principiului contributivității, cu excepțiile evident cunoscute, care sunt legate de cadrele militare, care noi suntem, susținem că trebuie să beneficiezi de pensii de serviciu, pentru că sunt toată viața în slujba, în serviciu statului român. În luna noiembrie, rata inflației a crescut cu 5%. Asta s-ar traduce automat prin prețuri mai mari plătite de români. Dacă vă uitați la periodicitatea evoluției, se știe foarte clar că luna decembrie este o lună în care crește foarte mult, noiembrie și decembrie, sunt luni în care crește consumul. Inflația, în special în partea a doua lunii, a avut o tendință de creștere, care s-a datorat și unei scădere a leului în raport cu euro, pentru că, repet, în perioada dinspre sărbători și în perioada sărbătorilor, e o creștere foarte mare a consumului. Din cauza asta există o nevoie foarte mare de euro, pentru că se fac foarte multe importuri și asta a pus presiune asupra cursului de schimb leu-euro. În rest, am văzut că Banca Națională stăpânește fenomenul și nu există niciun fel de pericol de derapaj. În această seară mergeți din nou la Cotroceni împreună cu domnul Cățu, înțeleg că în afară de proiectul de buget veți discuta și alte măsuri pe care le aveți în pregătire la guvern. Ce scuze, mă duc să instalez prefecția.